Bun găsit, dragii mei, e vară și trebuie să ne ducem copiii la spațiul de joacă. Spun trebuie pentru că în momentele în care afară e foarte cald, nu înseamnă neapărat că e caniculă, chiar dacă vara asta nu prea am avut temperaturi foarte, foarte ridicate, dar oricum la 32-33 de grade e clar că în miezul zilei nu poți să stai afară în parc sau să-i trimiți în curte, iar înăuntru, acasă, în perioada vacanței cel puțin, nu este foarte, foarte greu și chiar în timpul săptămânii sau în weekend, după 1 septembrie, e foarte greu să-i ții casă, mai ales dacă sunt niște copilași activi. Unde îi ducem? Sunt suficiente spații de joacă? E bine să-i ducem la Jimboland, în AFI sau în Megamall, să-i ducem la Kido, în Băneasa, acolo sunt prețuri destul de piperate, dar e un spațiu de joacă foarte ofertant, cu o mulțime de variante pentru ei și sunt foarte fericiți. Acolo pot să stea cu siguranță mai bine de 2-3 ore pentru că au ce face și nu se plictisesc, poți să ia și masa. În fine, sunt spații de joacă unele mai mici în care poți să-i lași o oră în timp ce tu mergi la cumpărături prin zonă. Nu te deranjează dacă sunt obișnuiți cu spațiile de joacă, nu te deranjează nimeni la telefon să te întrebe hai, vino că vrea să facă, vrea să e dor de mami, plânge și așa mai departe. Eu cred că nu sunt în acest moment nici măcar în capitală suficiente spații de joacă și cei care au putere financiară și inițiativă să facă așa ceva le recomand pentru că sunt convinsă că vor avea succes. Nu sunt suficiente pentru că unele dintre ele, vă spuneam, sunt foarte mici, unele sunt spații închise în care nu sunt sub nicio formă aerisite și într-adevăr e foarte cald afară, dar parcă totuși simți nevoia ca de oxigen și copiii au nevoie de să li se oxigeneze creierul și altfel își consumă energia într-un spațiu bine aerisit, într-un spațiu în care există poate și verdeață. Cumva cred că ar trebui să se construiască un spațiu din acesta de joacă care să împace pe toată lumea, să aibă și un pic de verdeață, să aibă și un pic de răcoare, să aibă eventual și o mini piscină și o mulțime sigur de zone din acelea amenajate cu tobogane am văzut, cu trambuline, cu leagăne, cu tot felul de la un spațiu de joacă am văzut chiar un mini supermarket amenajat pentru copii, mi-am văzut băieței împingând niște mini cărucioare frumoase pline de cumpărături. Nu știu care sunt experiențele voastre, dar aștept recomandările voastre. Îmi doresc foarte mult să îmi duc copiii într-un alt loc. De fiecare dată lor le place să exploreze locuri noi și să beneficieze de experiențe noi de fiecare dată. Aștept sfaturile și comentariile voastre. Nu uitați, învățăm unii de la ceilalți. Vă pup, dragii mei, ne revedem mâine dimineață!